penitenciară, iubi, ce porți? Ce porți în alte are? Ați fost închis mulți sfinți înaintași de noștri. Aici la iubi și în altul pe altă lumea a fost închis. Aici. Ce ai zis? Până la Armez? Da. Ce mă, nu e așa mult. A, ai faci cu bicicleta, unde nu, mă. Merge, nu știu, Dumnezeu, spre Armeți. Cătăria, aiut. Ca să ne întâlnim cu domnul Cornel. Astăzi e 3 aprilie? Cred că da. Asta e... Păi intre la Vrenti, care mi-era făcut. Rumeți? Ia uite. Spunea că toate bolile psihice sunt pe partea de muncă. Da. Tăpărește până în mântul. Mamă, ce vilă face asta aici. Și dacă nu, oamenii din ziua de azi nu mai vor să ducă viața spirituală, adică să ține de postul, să ține de rugăciune, să ține de Sfânta Împărtășanie, începe să-i stăpărească vrăjmașul. Uite cum ciucă trasă. Și trasă la casă acolo. De aici începe să se vadă. Și profesorii la școală învață ce... Profesorii, ca și medicii care au vaccinat și care au omorât pe bandă rulantă în pandemie, pentru că au respectat un protocol care au observat clar că face rău. Dar au fost puși la încercare, au fost încercare de credință pentru mulți, că au fost și unii dintre ei care au renunțat la tot. Îi număr pe degete. Da, îi număr pe degete, că puținii au fost din ăștia. Îi număr pe degete, cred că sunt, nu cred că sunt 1%. Dar chiar acum am întâlnit pe cineva. Ce peisaj. Care povestea de fata lui, că a fost terminat o și știam de fata, din Sibiu. Cu să de Alba Iulia de parte acolo. La Sibiu și a ajuns să se medie rezident. Wow. A ajuns să se medie rezident la Sibiu. Și pe, când a ajuns medie rezident, pe a obligat-o să-și facă vaccin. Rămeți, foarte să, și a renunțat la tot, că și la servici la tot, și a plecat în mănăstire. A renunțat la tot, n-a vrut să-și facă vaccinul și pe aia Dumnezeu a oferit altă cale, mai bună. Și acum e în mănăstire, soră de mănăstire. Spectaculos. Trans. Deci terenul este acolo, pe linia aia dreaptă. Trans a pus în, da. Cheile Râmețului și biserica din satul Râmeț. Foarte frumos de acolo, am coborât de la primăria Râmeț. Acum mergem către mănăstirea Râmeț în vale, vale mănăstirii. Pe cărarea vieții și a tinereții, mănăstirea Râmeț. Da. Uite, mă, că am ajuns la mănăstirea Râmeț, mă. În valea mănăstirii. Pe cărărui e. Spatele mănăstirii. Aici, sub stânca mănăstirii. Superb. Cheile Râmețului, foarte frumos. Cea mai veche, poate, una hala din Ardeal. Da. Doamne, ajută-ne. Dumnezeu. Eu. La mănăstirea Râmeț, cea mai veche vatră mână hală din zona asta Ardealului. Ce sunt aici? E biserica veche și aici biserica nouă. Mai multe detalii găsesc pe internet. Suntem pe valea mănăstirii Gioagiului, județul Alba Iulia, județul Alba, Transilvania, România. Doamne, și noi mergem la slujba hutrinei. Suntem în 3 aprilie 2023. Aici ne-am cazat, aici vom dormi la noapte. Doamne ajută, mâine vom pleca, dacă nu plouă tare, spre Ponor. Doamne ajută-ne. Iară, cum e teleu? Deciul mai să fanul acesta. Nu uitați ce vreme aici la mănăstirea Râmeț, ninge ca povești, nu?
cu femeia noi la Ponor, fraților. Hai că se preste zăpada, dacă găsim un motoraghină, un jeep, ninge ca în povești. Noi la Mănăstirea Râmeț suntem. Frumos, acolo de rai. Ne bai. Vedeți că e acolo? Aici a dat obștescul sfârșit arhimandritul Domnitrie Manulache, născut în 13 a 10 a octombrie 1924. A dormit, hai să scrie, nu decedat. A dormit în 6 iulie 1975. Încă nu-i canonizat ca sfânt, dar eu cred că va fi canonizat un monah. Aici e biserica care aparține biserica satului din Râmeț. Nu, fața Petri, parcă. Valea mănăstirii. Să văd că e o cădare încolo, ia. Vezi? Da, da. A început să Chris Norman, ce vine la Cluj, la Poca. A pus un afiș mare, ia, pe stâlp. Hai să mergem încolo către Valea Mănăstirii, să vedem unde merem.